Dar așa tare a dat, aproape tare. Da. Și tot la fel e. Exact la fel. Iar a intrat apa. Uite la cofetărie, venite, vă uitați la cofetărie, înăuntru. În cofetărie? Da. Execută foarte bine. Îți place cu apa? Îți place cu apa? Hai, nu filmați, mă, odată. Păi cum să nu filmezi, dar ți-e pare normal să ai apă înăuntru? Dar îți place, e normal să ai apa în cofetărie când plouă afară? Și ce vrei să fac eu? Hai, da. Da, să vadă de la primărie. Nu mă maschit, lasă, treacă. Cum e cu ploaia? Foarte bine! Foarte bine! E rece! A intrat apa deuntru? Prin canal intră, de acolo! De acolo vine! La vecina asta din colo se vede! Și la dumneavoastră? La bineînțeles, dacă mai e păsfărcită! A fost mai rău? La curs, era apa până de puțin la cizmele! De mine e făcut asta aici, ca să meargă apa aici asta, nu le-a spatea de nimeni. Săraca, ce face? De-o vin și ajută. A fost apa până a venit peste prag aici. A intrat până sus? Păi, nu, până aici de o palmă. Dar, păi dacă vine apa peste prag, de o palmă, vine apa aici tot. Nu e problemă. Deci în teul ăsta ne se formează aceea. Păi, ați trecut la ținuta de vară fără să vreți. De mamă, dar ce ciorap fain ai! De ce circulați pe aici prin iarbă? Păi trebuie să circulați prin iarbă, că edile orașului au făcut un lucru. Curte, că tot canalul îmi bagă înapoi. S-a inundat și înăuntru? În casă încă nu, am dreapta. Dar așa îmi puteți trahati, că canalul îmi bagă tot înapoi, că nu mai creiau. Că din canalul ai cotarea. A fost și mai mare? Da, da, sigur, a trecut până la mai până la nivelul porturii. Se vine să ne spele mâine trătoarul, că miroase aici, numai rahat. Și aici a cicat două canale. Înfundate! Păi.
De ce mergeți prin iarbă? Păi, dacă mă ploaie. A intrat și în curte sau? O intrat și aici e mai înalt. O intrat de când ori asfaltat, ori închis toate curile de pe strada mare, cu asfalt. Dar miroase a closet, miroase rău. Păi, dar plutești excremente, cum să miroase, pe apă de canal. Aici, puteți filma, aici e curtea 30 de centimetri mai jos, vă dați seama ce e la ei în curte. Ponta, ponta, se vine cu barca! Hai, uite interviul, am dat cu Ponta! La ce oră să mă uit? La instruire? Da. Nu, la alegeri, la ce are. Hai, pe capul meu! Cum e? Cam nasol. Lasă să ducă așa. Ii de la. Pune-i aia. Că poate rămâne în el. Nu. De unde trageți? De pe partea aia sau de aici? Păi comunică. Comunică. În principiu v-ați fost comunicante. Trageți de aici. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Am avut o ploaie torențială în municipiul Reșița și mai multe străzi au fost inundate. Cum este și cazul pasajului de față și intervenim cu mijloace proprii. Am comunicat și operatorii de apă și canal intervine. Avem mai multe locații cu problemă și le tratăm în funcție de gradul de pericolitate. Cantitate foarte mare de apă într-un timp foarte scurt, în sens în care canalizarea nu a putut prelua această cantitate mare. Cum vă numiți? Victor Ligiu, șeful serviciului voluntar spate de un joc de risipat. Am înțeles că ați intervenit în mai multe părți. La numai precipitațiilor abundente, în scurt timp, se pare că o parte din canalizare de pe ăla municipiul nu a făcut față. Suntem aici acum cu câțiva colegi de la Direcția de Deținere a Patrimoniului, la canalizarea de la pasajul TMK. Mai avem ceva probleme în zona Făgărașului, cu Alea Bungu, însă apa s-a retras, după cum s-a observat destul de repede, se pare că vor duce canalizările. O fac față, dar nu debitul atât de mare. Aia e torențială, domn primar. Da, așa este. Am avut de-a face cu rupere de nori, căderi abundente de apă și cred eu că, iată, acest sistem îmbunătățit aici la pasajul unde ne aflăm a făcut față. După investiția primăriei și a Consiliului Local, în câteva minute, ați văzut, apa a fost evacuată, bineînțeles și prin implicarea colegilor noștri de la situații de urgență, de la Direcția de Administrare a Patrimoniului, pentru că noi între timp ne-am dotat și cu pompe de capacitate mare și iată, în câteva minute, apa a fost evacuată, acele rețele pluviale fac față și cele orizontale și cele longitudinale și cred eu că am făcut bine, s-a intervenit prompt,
La nevoie putem să apelăm și la serviciile societății Aquacara și deocamdată nu este cazul. Mai avem în lucru două zone la Minoarelor, respectiv pe Paul Iorgovici, dar acolo cantitățile de apă sunt mai mici. Ne vom duce repede și acolo, pentru că nu ne așteptam nici care la un asemenea eveniment. Intervenim la ei pentru că le-am